Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața și un altul de 19 ani a ajuns la spital după ce au fost loviți azi noapte de un autoturism la intrarea în localitatea Ardeană cu Vin. Șoferul mașinii a fugit de la locul accidentului, iar autoritățile sunt în alertă. Polițiștii fac cercetări pentru descoperirea și prinderea făptașului, care riscă ani buni de închisoare. Tragicul eveniment a avut loc după miezul nopții. Cei doi tineri muncitori la o fermă se îndreptau spre casa unuia dintre ei, pe jos, pe partea dreaptă a drumului ce străbate localitatea Ardeană cu Vin, când a avut loc accidentul. Se pare că autoturismul care i-a lovit circula cu viteză. În urma impactului, unul dintre tineri a decedat pe loc, în timp ce colegul său de 19 ani s-a ales cu mai multe răni. Băiatul când s-a trezit și a ajuns acasă era... După cât timp a venit copilul? Cam după o oră și. Deci la ora a stat inconștient? Da. Și când s-a trezit, atunci l-a strigat pe colegul său: Florin, 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 și Florin era la 10 metri aruncat în fața lui. Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, iar din primele date ale anchetei reiese că acesta nu a frânat în momentul impactului. Avem speranța că în scurt timp, de la data verificării tuturor autoturismelor înmatriculate în circulație cu specificațiile respective, conducătorul auto să fie identificat și tras la răspundere penală. Sătenii care l-au cunoscut pe tânărul decedat spun că acesta muncea cu ziua și ajungea acasă destul de târziu. Păcat de el, că a fost un copil cu minte. Nu o zic pe nimeni, nu... Mai vinea pe la noi din când în când, așa, vai. Lucra la izolație, la rad, la blocuri. Lucra cu ziua. Și seara când n-are casă, dormea aici la fermă. Vinea seara pe la 11-12. El a fost aseară pe la noi, o mânca și a plecat. De acolo, da, în oraș. De acolo o scămere la Arad la ceva fete și de acolo nu mai știu nimic. De îndată ce va fi prins, șoferul fugar va fi cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.